Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, frați și surori, mă uit și la ceas, mă uit și la dumneavoastră și atâta timp când suntem în casa lui Dumnezeu, sigur, să ne raportăm ca și copii ai lui Dumnezeu cu o statură, cu o stabilitate, cu o poziție la care îi place și lui Dumnezeu și ne place și nouă adică. Dumnezeu zic să ne binecuvinteze. Nu vreau să fac și să intru nici într-o altă introducere, că de multe ori probabil facem introducerea de 15 minute și conținutul mesajului probabil e de 10 minute. Vreau în dimineața aceasta să intru direct în subiect. În luna aceasta s-a început din cartea lui Iov teme de învățătură pentru noi. Teme de învățătură pentru noi. Și ați văzut dumneavoastră duminica trecută, după masă s-a vorbit despre portretul lui Iov. Despre portretul lui Iov. În această dimineață, eu vreau să trec la al doilea subiect care îl avem din această carte, adică ceasul încercării lui Iov. Încercarea lui Iov. Sigur, probabil mulți ați citit cartea lui Iov și eu am citit-o de mai multe ori și în decursul multor ani am citit, dar parcă nu m-am oprit asupra ei așa cum am oprit de data aceasta. Și probabil fiecare dintre dumneavoastră i-a dat la această carte o temă. Care ar fi tema care ați dat-o dumneavoastră? Sigur, ar fi multe care le-am putea să le dăm. Să știți că cartea aceasta sau tema cărții acestea nu este de ce suferă cei drepți, ci eu m-am gândit că este alta. Știți care m-am gândit că ar putea fi una dintre teme? De ce îl slujesc pe Dumnezeu cei drepți? Sau o altă temă, salvare prin suferință. Și sigur, și pe temele noastre din această lună, și probabil va trece și în luna decembrie, este problematica suferinței. Suferințe. Și dacă cartea lui Iov ați citit-o dumneavoastră, repet, și am citit-o și eu, abundă cu atâtea întrebări, atâtea întrebări se pun în cartea lui Iov. Le pune Dumnezeu, le pune Satan, le pune Iov, le pun prietenul lui Iov. Eu am încercat și eu să vin cu mesajul meu în dimineața aceasta, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și cu ajutorul dumneavoastră, bineînțeles. Să pun întrebări și să răspundem împreună la niște întrebări. Și prima întrebare care mi-am notat-o eu aici și care o să o vedem și aici în Scriptură, îl va sluji cineva pe Dumnezeu degeaba? Îl va sluji cineva pe Dumnezeu degeaba sau fără nicio plată? Este o întrebare. Știți de ce am pus întrebarea aceasta? Pentru că Satana i-a pus lui Dumnezeu această întrebare. Zice că oare degeaba se teme Iov de tine? Îl va sluji cineva pe Dumnezeu degeaba fără nicio plată? Vă întreb, dar nu vă răspundeți încă. Răspunde-vă-ți în mintea dumneavoastră și cu ajutorul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu o să răspundem la această întrebare. Vreau să vă spun că de multe ori suntem tentați și am auzit atâtea întâmplări. Se vorbește despre un membru a unei biserici care a sunat și a sunat păstorul într-o dimineață și a spus așa: să-mi ștergi numele din registrul bisericii. Nu mai vin la biserică. Cum? Ce ai spus? Mai repede că parcă n-am înțeles, spunea păstorul. V-am spus să-mi ștergeți numele meu din registrul bisericii. Nu mai vin. Și atunci păstorul și-a dat seama despre ce este vorba. Știți despre ce a fost vorba? Fiul acestui membru din acea biserică unde era păstor respectiv, nu dau niciun nume, a avut probleme fiul acestuia membru. Cu poliția, cu drogurile, cu viața lui destrăbălată, care a trăit-o,
Și era urmărit de poliție. Poliția l-a arestat. În prima parte a vieții lui, era tânăr, l-a dus într-un centru de copii pentru reeducare, a ieșit de acolo, dar nu s-a oprit. A continuat mai departe. Și furturi, și droguri, și alte, și alte, și alte lucruri. Acest membru din biserica respectivă s-a întâlnit cu păstorul, fiindcă au mers la judecătorie. Au mers să vorbească cu judecătorul, cu procurorul, cu avocatul, și a spus, în data de va fi, deci, sentința și va fi judecată. Și știți de ce a spus omul acesta așa? Zice păstorului, m-am rugat pentru copil, cred că nu-l vor aresta, nu-l vor condamna. Și culmea, s-a întâmplat invers. L-au arestat, l-au condamnat și acel om a spus, îmi ștergi numele din registru. Îl va sluji cineva pe Dumnezeu degeaba? Nu, așteptăm binecuvântări de la Dumnezeu. Așteptăm plată de la Dumnezeu. Ce a zis Satana? Oare degeaba te slujește eu pe tine? Haideți să citim. Nu l-ai rotit tu pe el. Casa lui și tot ce este a lui. Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Dar ia întinde-ți mâna și vei vedea cum te va blestema în față. Dialogul lui Satan cu Dumnezeu. Satana știa punctul slab al celui om și știe punctul slab al meu și al dumneatale. V-am mai spus altă dată cu alte împrejurări. Mama unui tânăr sau soție a unui frate avea copii. Mama aceea a fost bolnavă, s-a îmbolnăvit destul de grav. Medicii nu mai dau nicio șansă. Au fost și lucrări, așa zise lucrări, că Dumnezeu a vindecat. Dar când vorbește Dumnezeu, El și face să vii să fie El în vecii vecilor și să nu ne înșelăm adesea. Și Dumnezeu a avut altul plan. Și a dus pe acea mamă, pe acea soție, a dus-o acasă la El. Dar înainte a spus la cel tânăr, dacă Dumnezeu nu vindecă pe mama, eu să nu mai aud de biserică, să nu mai aud de Dumnezeu. A făcut bine, frate și surori. Eu v-am spus că nu pentru profit îl slujește El. Și veți vedea mai târziu pe parcursul mesajului. Acel tânăr a spus, nu mai vreau să mai aud de biserică, nici de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu-mi vindecă mama, ce? Noi îl tragem pe Dumnezeu la răspundere? Și o să vedeți că Dumnezeu face ce vrea. Și unul din întrebări. Poate face Dumnezeu ce vrea? Da, poate. Că este Dumnezeu slăvit să fie El în vecii vecilor. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 19? Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, ce spune acolo? Suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dacă numai pentru viața aceasta, dacă numai că Dumnezeu îmi dă sănătate și îmi dă binecuvântări, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Vreau să vă întreb, dumneata, eu, de ce îl slujesc pe Dumnezeu? Îl slujesc pentru că este Dumnezeu? Sau îl slujesc pentru că mă binecuvintează cu darul, cu binecuvântări, că îmi dă sănătate, că îmi dă pâine, că îmi dă putere? Pentru ce îl slujesc pe Dumnezeu, frați și surori? Pentru ce îl slujim noi pe Dumnezeu? Dacă El și-ar trage binecuvântările, și-ar trage mâna, și-ar trage darurile, a mai rămâne aceeași. Că eu v-a rămas același. Tu și eu, pentru ce îl slujesc pe Dumnezeu? Repet din nou întrebarea. Îl va sluji cineva pe Dumnezeu degeaba, fără nicio plată? Poate că întrebarea sună cumva bizar. Sigur că la urmă Dumnezeu te plătește, dar dacă se întâmplă cumva să treci prin circunstanțe prin care a trecut Iov, ce faci? Ce fac? O a doua întrebare, mi-am notat-o, este aceasta. Îl va sluji cineva pe Dumnezeu și când viața devine tragică? Ce ziceți, frate și frate? Când viața devine tragică, îl mai poate sluji cineva pe Dumnezeu? Răspunsul ar fi, da!
În toate, dar eu și dumneata, când viața devine tragică, îl mai putem sluji pe Dumnezeu sau îl mai slujim? Sau ne împotmolim și spunem, nu mai există Dumnezeu, nu știu unde s-a ascuns Dumnezeu. Pentru că și Dumnezeu are tăcerile Lui, frați și surori, să înțelegem. Cerul tace câteodată și când tace cerul și este de glum, ne întrebăm oare, unde este Dumnezeu? Vreau să vă spun, cerul tace adesea. A tăcut cerul și Dumnezeu a tăcut atunci când Iosif era vândut de frați. Tatăl său nu știa, Iacob. Oare de ce nu i-a descoperit Dumnezeu lui Iacob că fiul său este în Egipt? Nu știa Dumnezeu, frașilor lor. Eu cred că știa Dumnezeu. Dar a avut tăcere, așa are tăcerile lui Dumnezeu. Gândiți-vă dumneavoastră că la un moment dat oamenii ai lui Dumnezeu, în slujba lui Dumnezeu, vreau să vă spun despre Elisei. Trecea printr-o cetate, prin Sunem, și acolo era o femeie bogată, Sunamita. Și spunea Gehazi, ce am putea să facem pentru ea? Uite, ea n-are copil. La anul pe vremea aceasta avea un copil. Și așa a fost. Și copilul s-a îmbolnăvit. A murit copilul acesta. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. S-a dus la omul lui Dumnezeu. În 2 Împărați, capitolul 4, versetul 27 spune. Și acum a ajuns la omul lui Dumnezeu pe munte, i-a îmbrățișat picioarele, Gehazi s-a apropiat, s-o dea înapoi. Dar omul lui Dumnezeu a zis, las-o, căci este tare amărâtă și Domnul mi-a ascuns lucrul acesta și nu mi l-a făcut cunoscut. Are Dumnezeu tăcerile lui. Eu știam despre ceea ce se întâmplă cu el, de ce este bolnav, de ce este în suferință, de ce trece prin problemele acestea. N-am știut Dumnezeu, n-am știut eu, dar știu Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Poți să te încrezi în Dumnezeu și totuși să ai parte de suferință. Poți să te încrezi în Dumnezeu și totuși să ai parte de suferință. Pentru că Iisus spunea că în lume veți avea necazuri, probleme, suferințe, dar îndrăzniți că eu am biruit lumea, slăvit să fie numele Domnului în vecii vecilor. Îți va sluji pe Dumnezeu cineva și atunci când viața devine tragică? Ce ziceți? Îl mai poate sluji? Sigur că sunt oameni ai lui Dumnezeu. Nu știu, m-am gândit să vă dau exemple cu nume sau numai exemple așa care să vă aducă și să ne aducă aminte. M-am tot gândit la lucrul acesta. N-aș vrea să mă înțeleagă cineva greșit. Vin din zona din care vă știți, vin, știți dumneavoastră, din tot zona Sălajului. Bistrița nu-i departe, Clujul nu-i departe. Și tot în preajma aceea știu oameni ai lui Dumnezeu care au trecut prin probleme. La noi în oraș, păstorul de acolo a trecut prin probleme. A avut copil, deodată cu copilul nostru cel mare, deodată cu Flaviu, și când a fost la liceu, s-a îmbolnăvit de leucemie. N-a mai avut nicio șansă. A avut Dumnezeu altul plan cu el. Și m-am tot gândit, m-am întâlnit cu ei adesea prin oraș, prin piață. Parcă ocoleam să mă duc la ei, că nu știam durerea cât de mare este, ce pot eu să fac pentru ei. Și totuși acest om, chiar dacă copilul lui, la un moment dat, a trebuit să treacă din viață, a rămas să-L slujească pe Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. În Cluj, cunosc, a fost păstor și aici, a fost acest păstor și aici, la noi, în biserică. Am spus că nu vreau să dau nume, ca să mă credeți cumva sau să înțeleagă cineva altceva. L-a găsit pe copilul său, în bană, când a făcut baie, decedat. Și m-am tot întrebat, îl va mai putea sluji, că îl știam un om al lui Dumnezeu, venea adesea la noi, la evanghelizări. Și am continuat înainte să-l slujească pe Dumnezeu. Am continuat înainte să se creadă în Dumnezeu. Pentru că și Dumnezeu face tot ce vrea și în cer și pe pământ, slăvit să fie numele Domnului. Îl va sluji cineva pe Dumnezeu, chiar și atunci când viața devine tragică? Am spus că nu vreau să dau nume, dar mă gândesc, este aici o familie care la un moment dat viața lor a fost tragică. Căci fiica lor
a trebuit să plece la Domnul și i-au rămas să slujească pe Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Că se poate și când viața devine tragică să continui să slujești pe Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului în veci în veci lor. Oare e posibil ca cineva care suferă pe nedrept să creadă în continuare că un Dumnezeu care nu răspunde este drept? Și am spus că Dumnezeu are tăcerile Lui. Și chiar dacă nu răspunde Dumnezeu acum, va veni vremea când va răspunde și vom înțelege toate. De ce s-au dus părinții și au rămas copiii? De ce s-au dus copiii și au rămas părinții cu inima frântă? Viața devine tragică adesea. Dar vreau să vă spun la această întrebare, să răspund la această întrebare. Putem să-L slujim pe Dumnezeu și când viața devine tragică? Că avem exemplu. Uitați-vă la Iov, acest om al lui Dumnezeu. M-am tot gândit la el atât de mult. Ce aș face eu să fiu în situația lui? Gândiți-vă dumneavoastră, vine un soț și spune despre ceea ce se petrece. Vine un al doilea și continuă din nou. Vine un al treilea și iară spune, ce-aș fi eu, făcut eu sau dumneavoastră, să fi tot văzut că vin la mine și îmi spune, boii s-au dus, măgarii s-au dus, oile s-au dus, cămilele s-au dus, apare altul. Poate eu cred că nu mai avem răbdare. Și poate în mintea mea, dacă mai intră unul și mai aduce altul mesaj, nu știu ce fac. Aș fi pusă mâna pe ceva. Probabil să-l împuști dacă aveam lângă mine. Parcă așa-ți venea. Dar omul acesta, uitați ce afirmație extraordinară face. Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea eu n-am păcătuit deloc și n-am vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Unde ați mai găsit așa afirmații? Una dintre cele mai mari afirmații din Scriptură, frate și surori, în care spune că în toate acestea eu n-am păcătuit deloc și n-am vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Și eu adesea, imediat încep și vociferez. Sigur și eu v-am protestat, frați și surori. Este normal. Este normal. Suntem oameni. Eu v-am protestat atât de mult, vehement a protestat eu. Față de ceea ce se întâmplă. Uitați ce spune el aici. M-am dezgustat de viață. Versetul 1 din capitolul 10. M-am dezgustat de viață. Zice eu. Uitați ce spune. Arată-mi pricina pentru ce te cerți cu mine. Versetul 3. Îți place să chinuiești. Se adresează lui Dumnezeu cu cuvintele acestea. Îți place să chinuiești. Versetul 4. Oare ai om de carne sau vezi cum vede un om? Vreau să vă spun, a protestat. Dar nu l-a blestemat pe Dumnezeu. Niciodată, citind toată cartea, el nu s-a îndoit de existența lui Dumnezeu. Nu s-a îndoit de existența lui Dumnezeu. Știa că Dumnezeu există. Dar el nu înțelegea de ce se întâmplă aceste lucruri. Poate că am face și noi rugăciunea aceasta. Doamne, dacă n-ai fi vorbit Tu nimic, eu n-ar fi suferit. Cine a început dialogul, frate și surori? Cine a început dialogul? Hai vorbi, zice stare. Cine a început dialogul? A început Satana? Nu. Dumnezeu a început dialogul. A zis, Satana, de unde vii? Păi uite de unde vii. Ai văzut pe robul meu, eu? Parcă-ți vine să spun, Doamne, dacă n-ai fi spus nimic, Eu n-am fi suferit. Oare ce spui tu acum de suferi eu?
Putem spune oricare. Poate trece în suferință. Și poate te întrebi și tu, oare ce spune Dumnezeu despre mine? Că Dumnezeu a spus despre Iov. Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Cine a vorbit, frate și surori? Cine a vorbit? Un agent publicitar? A făcut cineva publicitare lui Iov? Publicitate? Nu. A vorbit Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit. Oare ce vorbește Dumnezeu despre mine acum? Acum. Vreau să vă spun că în ceruri se fac ședință, se fac analize. Se fac analize cu privire la mine, cu privire la dumneavoastră, cu privire la Biserica Muntele Sionului. Știți că a fost nu de mult o lucrare aici în Biserica Muntele Sionului? A fost puțin atunci la rugăciune, în vinerea aceea seară. A fost puțin la rugăciune. O am aici scrisă. Nu știu să vă citesc acum. Știți ce spune, printre altele? Că unii sunt în cuptoare. Și zice Domnul, îi țin în cuptoare acolo pe unii. Pentru că dacă le-aș da drumul, n-ar mai sta aproape de mine. Pe unii va veni vremea când îi voi scoate din cuptoare. Nu știu dacă ești din cuptor acum, sau nu ești. Dar zic binecuvântat să fie numele Domnului, care El ne știe pe fiecare. Îl va putea sluji cineva pe Dumnezeu și când viața devine tragică? Sigur că îl va putea sluji pe Dumnezeu. O a treia întrebare este, uite, timpul trece așa de repede, de ce li se întâmplă oamenilor buni lucruri rele? Nu v-ați întrebat niciodată? De ce li se întâmplă oamenilor buni lucruri rele? Eu nu am fost un păcător, îl declară Dumnezeu. Că dacă ar fi fost un păcătos, ar fi zis și oamenii și cei din jur, păcatul trebuie plătit. N-am fost păcătos. N-am fost nici rău. N-am fost nici rău. Pentru că Dumnezeu spunea despre el, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Și totuși, și ce spune Iov în capitolul 16, versetul 17? Totuși, n-am făcut nicio nelegiuire și rugăciunea mea a fost totdeauna curată înaintea Domnului. Zice că totuși n-am făcut nicio nelegiuire și rugăciunea mea a fost totdeauna curată. A fost un om bun. De ce li se întâmplă oamenilor buni lucrurile rele? De ce, frate și surori? De ce Iosif a trebuit să fie vândute frații lui? Dus acolo în Egipt, să suferă pe lângă toate acestea că l-au vândut frații, a ajuns și la închisoare. De ce? De ce, de ce, întrebăm adesea, de ce li se întâmplă lucruri rele oamenilor buni? Și aceasta este un argument extraordinar de solid împotriva inexistenței lui Dumnezeu. Că unii spun, dacă există Dumnezeu, de ce se întâmplă așa? E un argument solid. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu mai îngăduie și lucruri din acestea oamenilor buni. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 8, versetul 28? Că toate lucrurile lucrează împreună înspre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Fie numele Domnului slăvit și binecuvântat. Am amintit despre Iosif. A fost vândut de frați. Frații lui, după ce s-a petrecut toată scena aceea, știți dumneavoastră, după ce a ajuns acolo la Iosif, a murit și Iacob, tatăl lor, a spus, acum Iosif va prinde ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut noi. Așa a fost frații lui Iosif. Dar haideți să citim în cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 19 din Geneza, capitolul 50, spune așa. Iosif le-a zis, fiți fără teamă, că sunt eu oare în locul lui Dumnezeu?
Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar, atenție, Dumnezeu a schimbat rău în bine ca să împlinească ceea ce vedeți astăzi, și anume să vă scape viața unui popor în mare număr. Fiți fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri și i-am îngăiat și le-am bărbătat inimile. De ce li se întâmplă oamenilor buni lucrurile? Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Iov n-a fost un om păcătos, n-a fost un om rău. Ia să vedem ce declarații face Iov în capitolul 6, versetul 10, face Iov niște declarații extraordinare. Versetul 10. Îmi va rămâne mâncare această mângâiere, această bucurie în durerile cu care mă copleșește. Că niciodată n-am călcat poruncile Celui Sfânt. Îmi va rămâne măcar această mângâiere, această bucurie în durere cu care mă copleșește. Că niciodată n-am călcat poruncile Celui Sfânt. Apoi, în capitolul 27, haideți să citim și aici, capitolul 27, versetul 2-3. Viu este Dumnezeu care nu-mi dă dreptate. Viu este Cel Atotputernic care îmi amărește viața. Că atâta vreme cât voi avea suflet și suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele, buzele mele nu vor rosti nimic nedrept. Limba mea nu va spune nimic neadevărat. Ce om al lui Dumnezeu. Indiferent ce se întâmplă, buzele mele nu vor spune lucruri neadevărate. Nu vor spune nimic neadevărat. Doamne, binecuvintează-ne și pe noi să înțelegem lucrul acesta. De ce li se întâmplă oamenilor buni adesea lucruri rele? Are Dumnezeu planurile lui. Iisus a fost un om bun. Iisus a fost un exemplu extraordinar. De ce a trebuit să suferă? De ce a trebuit să vină pe pământul acesta? Toate lucrurile lucrează împreună. Doamne, binecuvintează-ne să înțelegem lucrul acesta. Apoi, o a patra întrebare, și ultima, este, are Dumnezeu dreptul să facă ceea ce face? Ziceți amin, dar când treceți prin suferință, ne întrebăm adesea, uitați, haideți să citim Psalmul 115, versetul 3. Și ce spune acolo? Dumnezeu este în cerul, Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Să vii să fie numele Lui, veci veciul. Dumnezeul nostru este în cerul, El face tot ce vrea. Apoi, în capitolul 23, uitați ce spune. Versetul 13. Dar hotărârea Lui este luată și îi se va... Cine îi se va împotrivi? A doua parte, versetul 13. Ce-i dorește sufletul, aceea face. El, versetul 14, își va împlini, dar planurile față de mine și va face și multe altele. Zicem, slăvit să fie numele Domnului. Iov spune lucrurile acestea, frați și surori. Nu altcineva. Iov le spune. Spune că hotărârea lui este luată. Cine îi se va împotrivi? Ce-i dorește sufletul, aceea face. Versetul 15. De aceea tremur înaintea lui. Și când mă gândesc la lucrul acesta, mă tem de el. Dumnezeu mi-a tăiat inima. Cel Atotputernic m-a umplut de groază. Căci nu întunericul durerii mele mă nimicește, nici necura în care sunt înfășurat. Și îl durea atunci că Dumnezeu este departe și nu-i răspunde. Pentru că Dumnezeu are vremea Lui să răspundă. Are vremea Lui să răspundă. Și atâta l-a tot întrebat eu pe Dumnezeu, de ce e așa? Prietenii Lui, în loc ca să-L mângâie, că adesea în suferință avem nevoie și de oameni, de frați care să ne mângâie. Vin unii și imediat, în loc să ne mângâie, ne mai dau câte o palmă. Spune ce ai făcut, mărturisește păcatul. Dumnezeu te va ierta. Negreșit, ai păcătuit, de ce ți se întâmplă așa ceva? Așa au spus și prietenii Lui Iov. Sigur că, uite, plătește acum plata neregirii a păcatului.
N-a fost așa, frați și surori. Nu totdeauna suferim pentru păcat. Nu totdeauna suferim pentru fără de lege. Sigur, adesea suferim. Dar dacă suntem puși la probă câteodată, cât a fost eu, ce facem noi? Ce facem? Atât a vociferat eu și pe bună dreptate. Vreau, nu-mi dați dreptatele, spuneam prietenilor. De ce mă chinuiți atât de mult? Că spunea el că cel ce suferă are drept la mine, la prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic, spune capitolul 6, versetul 14. Și nu-i răspunde Dumnezeu la niciuna din întrebări. Curios lucru, așa? Nu răspunde Dumnezeu la ceea ce îl întreb. Și 38 de capitole, citiți dumneavoastră, până în capitolul 38, până în capitolul 38, nu vorbește Dumnezeu lui Iov. Și vine Dumnezeu în capitolul 38 și spune versetul 2. Cine este cel ce îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Îl ia Dumnezeu acum la rost pe Iov. Cine ești tu și vrei să-mi întunești planurile? Că am citit, n-am citit aici, că el are planuri, avea planuri. Și parcă a prorocit și Iov că are planuri și va face și multe altele. Cine este cel ce îmi întunecă planurile? Și versetul 3 zice, încingeți mijlocul ca un micat și eu să te întreb. Vine Dumnezeu și îl întreabă acum pe Iov. Și citiți în capitolul acesta. Unde ai fost tu când am pus marea în mișcare? Unde ai fost tu? Le cunoști tu toată gravitația. Cum se leagă? Cunoști tu legile cerului? Care sunt orânduierile? Poți tu să noți legăturile găinușii sau să dezlegi frânghiile Orionului? Știi tu cine pregătește corpul lui hrană când puii lui strigă spre Dumnezeu și când umblă rătăcit? Îl duce prin univers, prin constelații, îl duce pe pământ. Îl întreabă de toate. Vine Iov acum în capitolul 40 și răspunde. Și spune așa. Iov a răspuns Domnului și a zis. Iată, eu sunt prea mic. Ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Am vorbit odată și nu voi mai răspunde. Apoi, capitolul 42 spune așa. Știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Slăvit să fie numele Domnului. Are dreptul Dumnezeu să facă ceea ce face? Are. Are că este Dumnezeu și face tot ce vrea și în cer și pe pământ. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Dumnezeu are și o răsplată, frați și surori. Are și o răsplată. Și dacă citim în capitolul 42, versetul 10 și 12, spune așa, că Domnul a dus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi și Domnul i-a dat înapoi îndoit tot ce avusese. În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Dumnezeu mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi ani. Și aici spune aici, ce avere a avut în ultimii ani. În ultimii ani. De ce, frați și surori, în dimineața aceasta a vrut să vorbim împreună despre această temă, despre ceasul încercării lui Iov și despre întrebările care se pun în această carte. Și le repet din nou, îl va sluji cineva pe Dumnezeu fără nicio plată? Sau îl poate sluji? Sigur că îl poate sluji, să nu se gândească cineva că numai dacă mă binecuvintează Dumnezeu, așa îl slujesc. Pentru că eu v-am spus că îl va sluji pe Dumnezeu. Și nu aceasta a fost motivul pentru care îl slujește. L-a slujit pentru că El este Dumnezeu. Slăvit să fie El în vecii vecilor. Apoi, chiar când situația ajunge tragică, putem continua să-L slujim pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Apoi, li se întâmplă și oamenilor buni lucruri rele. Dar nu înseamnă că asta trebuie să se oprească, ci trebuie să înțelegem că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Apoi, o a patra întrebare, am spus că are Dumnezeu dreptul să facă ceea ce face? Are Dumnezeu dreptul să facă, pentru că El a creat lumea, ne-a creat și pe noi.
slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Ceea ce îi dorește sufletul, aceea face. Am spus din Psalmul 115, versetul 3, că Dumnezeu nostru este cer, El face tot ce vrea, slăvit să fie numele Domnului. Știți ce vreau să închei? Doar cu versetul 8 din Romani, cu versetul 18 din Romani 8, care spune: eu socotez că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie arătată. Dumnezeu zice să ne binecuvinteze și să înțelegem toate lucrurile acestea.